Am revenit. Bună ziua, oameni buni. Din nou, să știți că următorul meu invitat nu este singur împotriva tuturor, parafrazând un slogan al echipei sale de suflet. Din potrivă, este peste tot acasă și porțile se deschid. Iar când porțile se deschid, ce credeți? Unchiul Nearică e pe canapea. Să treci, mă, Nearică. Bine ai revenit, bre. Ce faci? La mulți ani, Nearică. Salut, Nearică. Cam așa îmi place primirea asta, dar văd că e ca rapidist, după cât îl știu eu și... L-am acum pe fiul meu, David, de se duce, joacă la Rapid acolo, păi, toată ziua. Eu de-aia zic, bă, tu o dai cu Târgul Jiu, cu alea, că te cunosc de când erai. Auzi, Nearică! Nearică! Da, tata, ia. Care sunt cele trei probleme? Ce mai faci, văd că stai bine, a început și meci fotbalist. Da. E bine că mai îl văd eu și pe acolo, m-a dus să mă urmăresc. Aia mică artistă că, ce să fac, te urmăresc că te știu de mic și aia și mă bucur când Nearică, aud... Nearică, mă sună odată, am zis Cătăline, ce faci, Cătăline? Că și pe băiatul Nearică îl cheamă Cătălin. Tot Cătălin. Și cea mai mare bucurie. Deci Cătălin al meu a venit și acum la 7 pleacă. 4 zile a fost acasă. Și acum iar rămâne. El e cu Olăroiu în continuare? Da, tot, sunt în Dubai, treabă, nu? Începe, da. Și a stat cu el acasă 4 zile? A stat 4 zile, a venit după Revelion și acum iar să vede casa goală și era că îmi plăcea că venea nevastă mea, vezi că vine ăștia la masă, Cătălin și cu Ruxi, știi? Pa, adevărul că le cam place mâncarea ce face nevastă mea, cred că acolo nu prea mănâncă. Cum gătește soția mea ta? Cum face, da, adevărul că se vede. Mi-a mâncat tata de asta, cum este... Conopida și are la murătă. Lasă-mă mai... Nora. Nora, râsi. Da. Te înțelegi bine cu Nora, Nearică? Te înțelegi bine cu Nora? Cum? Păi, dar zici că e fimea. E tot stilul e băiețoai, că vă știu de la început. Pe prima dată ne-am vrut. Nu cred cum noi. Când vine Cătălina acasă, nu știu ce, ele sunt două surori gemene. Ena. Da. Și când a venit Cătălina acasă, tată, nu știu ce, și uite, prietena mea, când am văzut-o, a venit cu, și cu sorsa. Erau două. Și ea, mă uitam la Atlanta. Atlanta, păi, e altfel, știi? Și asta, Rusii, are nasul ca aproape ca mine. Și uite, mă, frate, ce... Bă, da, eu credeam că aia, vină tata cu asta, te pun pe tata, nu știu ce șefe. Nu e asta, bre, aia, Atlanta. Vezi, gemene, bre, ești la fel. Nu e, mă, la fel, ce, nu seamănă una cu alta. Eu așa cred să... Și, pe urmă, dar culmea să vezi după câteva timp ce asta, bine. Băi, când am început să stăm de vorbă și asta, gata, zici că e fata mea, e 100% și acum Ana e clară, Ana e plecată, nu mai, toți Ana sunt plecați. Ana fiind nepoata mea. Nepoata, fiica. Ana Maria. Nearică, hai să zicem că ai trei probleme, aș vrea să vedem dacă putem să le rezolvăm la început de an pentru mata. Care e prima, vrea? Prima, am înțeles că e curățoiul. Băi, dau la mine de rătui. Sau care sunt problemele, Nearică? Că să rezolvăm. Avem aici... E și rățușcă. Ador. Nu, e un rățui al meu, unul e al lui Ciucă. Fiecare cu rățuiul lui. Bine, am și eu acasă. Deci, bă, Nearică, zic care e problema, serios. Care-s problema? Prima dată ce mă nervează că... Eu am viață, mine, așa sunt. Mă, te ești plin de viață, jur, asta e. Pe cuvânt. Dar nu mai mă țin picioarele ca să fac și eu o mișcare. Asta, prima... Da, vreau să te întreb ceva, nu te mai țin picioarele? Adică pentru că ai și mai multe kilograme decât trebuie. Nu mă. Ba da, mă, Nearică. Și pentru că ai jucat în continuu tenis și fotbal și pe asfalt și pe toate alea și cu kilogramele în plus s-au dus articulațiile. Da, băi, m-am dus la spital, dar am făcut raze, m-am dat toate alifiile, mi-am băgat injecții. Singurul care mi-a zis Oprescu, Nearică, la Morgans mai trece. Adică știe precis. Când eu mai joc, tată, dune, mi-am făcut alea, am dat... Da, bun. Nu deci, merge, nu mai problema merge. Problema e cu genunchii, zici. Da, deci nu fac mișcare. De bun. Saună mai o dată, mai de vară, așa că... Deci mata practic asta, spui că domne, mișcarea îți lipsește. Da, pe toată viața mea și lumea nu mai e cum era și pe stradă, dacă merg și eu până la capul străzii, nu e nimeni pe stradă, am bătrânit
toată lumea, decât doi ei. Și mă întâlnesc cu o doamnă care are doi căței să plimbă cu ei și eu mă plimb pe acolo, mă uit acolo, nu-i nimeni să salut și eu cum... Singură, eu sunt învățat cu lumea, tată, să fie lume, mă duc să fac, uite, de exemplu, la Rapid, am vrut să mă duc pe acolo, să mai mă bage și până, înseamnă, noroc, tată, mai trece timpul altfel, umpli timpul, nu am ce să fac, acum spun precis. Și dacă stai acasă în pat, toată ziua am numai gânduri nasoale, eu sunt învățat cu lumea multă, să mă duc, să umblu, să... Da. Păi și n-ai mata o acolo, în capătul străzii, în locul unde vă întâlniți băieții sau să se... Nu, care băieți, mă? Nu mai e nimeni. Doi, trei, mă, și frică să le dau telefoane la câțiva colegi de-ai mei, că zice, a, pe nu știi că am murit. Doamne. Păi majoritatea, acum, uite, m-a sunat la tot, ne-are că a murit Beckenbauer. Da. Că eu am jucat contra lui. Dar el săracul tot așa cum sunt... Asta e cine... Pe urmă m-a sunat tot așa, a murit Pilcă. Pilcă era de la Craiova, un părtar, și pe urmă s-a dus la Farul. Și la lotul de tineret era cu mine, la când am pleiat până Africa. Asta e cu bătrânețea. Lipsa de mișcare, prieteni, alte adică... probleme, ne-arică pe asta, nu știu cum să o rezolvăm. Deci, asta. Și ultima e cu dragostea asta, stăm rău. Că Dumnezeu ăsta și a făcut, m-am gândit mereu, în loc să facă, să lasă de la început, de la... Să nu începem cu șucărie singuri, așa când suntem tineri, înțelegi tu despre ce e vorba. Și, pe urmă, să ne lasă la bătrânețe, ca să meargă în continuare, să mai ne simțim și noi ceva, așa. Așa stai și stai, de ce a băbut? Că, ce, nu e frumos, n-a făcut bine Dumnezeu. Trebuia să ne lasă să mai... Băi, deci, fără dragoste o pastilă? Și fără astea, lasă-mă pastila, poți să iei la pastila, hai mă, ce trebuie, tu crezi, poate dacă iei tu, că ești tânăr, dacă iei zici că e la pastila, doamne, păi nu, că nu merge, ești tu, doamne, mă, ce trebuie. Vinul roșu nici? Nu prea mai ciugulesc, acum vin roșu zice că mai ales că am cu inima. Sare... piesa afară. Cineva vă zice multe salutări. Nearică, când apar la televizor, mă bucur foarte tare. Vă pup, tată, toată lumea, vă pup, hai să ne vedem. De-aia, uite, vin cu mare plăcere și la bea la însetam, că a fost plecat și el, umblă, că, cum umblam eu când eram tânăr. E bine. A fost prea acum, sunt cu filmea, în turneul ăsta, cu filmul, cu Tati Partai. Și m-am ce fost nu la... e rău, ce... Păi nu, de asta eu zic... Eu mă duceam, nu eram cu film, eram cu Național, cu România, cu Rapidul. Era în cantonament toată ziua. Toată viața. Frumos. Pe și mata cine ți-a crescut? L-a crescut pe Cătălin când erai plecat. Păi eu doar că vor al nevastă mea. Tu ai venit la hotel, dormi aici. Pe nada, vineam în cantonament. Mata n-ai prins serbările lui? Câteodată, dacă prindeam, mă duce. Nu ți-am zis, m-am dus când l-a făcut Pionier. Și? Da, când l-am văzut, am luat în brațe să fug cu el pe acolo. Era... Păi, țin minte că când eram eu mic, dacă mă țin minte că ți-am zis eu, îmi plăcea să fiu pionier, dar eu dacă am numai 3-4 pe timp, nu aveam unde să fiu pionier, că eram pe curejență, mă rău, că nu aveam timp de... Și m-am văzut că era pe stradă la mine acolo, toți ținea la cravată. Uite pe ăla, toți erau pionieri, eu, al lui Iorgu, uite pe al lui Iorgu, julipă la picioare, cu o de-aia pe spate, că n-aveam da. Nici geantă. Și mă, uite-l pe Rica al lui Iorgu și eu, bă, ce ținea ăștia lumea la vecine aia când stătea la poartă, când vedea cravata, mă, până mi-am dat seama, că nu m-a dus mintea. Bă, ce, uite, asta ești. Și m-am dus la școală și a venit aia, că aveam vreo 2-3 care mai îmi dădea bomboane, că n-avea voie să-i bată, de care dădea în el, avea de-a face da. Cu mine. Că păi și te-ai dus la școală și de câți copilul m-a... Și m-am dus la unul care era, ia vină cu acel, ia, fă-mă pionier. A început el, mi-a pus cravata și m-am uscat pe stradă. Băi, nene, când... Să rămână, până atunci, uite, nu zice, mamă, că m-a văzut cu cravată, bună Rică, uite pe Rică, pionier, băi, haina face pe om. Cravata aia, băi, le-a sărit în ochi, așa. Băi, și m-a când ai... Două zile m-a văzut tata, bă, mă, Ricuță, știam eu că ești deștept. Dar, dune, eu eram, mai de cap, aveam două carnete, unul puneam note bune și unul care... Da, bă, când era, simțeam că iau un cinci, îl băga
jucam pe ăla, când și îl țineam ascuns. Și când m-au zis, tata, ce feri, bă, Vorica, hai vecin, vină să bem, nu știu ce, când mă duc la școală. Când te-ai dus la băiatul mătat la școală, la... Nu, stai să zic, eu îmi lasă școala la băi, eu mă cânde, fiată, m-am dus la școală, i-am dat cravata lui ăla, m-am dus acasă, nu mai eram pionier, nu mai a sărit la uic, n-a zis lumea unii cravata. Și m-am dus la tată, m-a văzut directorul, băi, să vină taică-tu la școală. Că de ce ți-ai pus cravata? Tata avea o curea așa când îmi trăgea cu aia. Nu dădea cu palma, că dacă îmi dădea una, mă amețea. Avea niște de ca mine. Și avea curea de aia și îmi trăgea pe spatele mele cu aia. Și de două ori m-a bătut, dar m-a bătut frumos. Bine m-a bătut. Eu te-am crescut bine. Băi, fiată, și când mă duc acolo, băi, nene... Ce, să vină, când m-am dus acasă să rămână, pac, băi, hai Ricuț să vină cu ala masă, nu știu ce. Eu, a, nu, făceam așa, că nu mai mănânc. Ce-i, mă, ce-i? A, uite, bre, de cheamă ăștia la mâine la școală. Am zis să-i spun, s-am curat să-i spun. Știam că iau o bătaie, dar asta e ce se... Și s-a îmbracă tata, ca lumea, nu știu ce, la capul străzii, era restaurantul Valea, la da. Barul Rubi. Și mergea la școală acolo, gura mâna toată, uite, mă știa pionier tata. Și când mă duc acolo să duce tata, eu eram pagăit să fac, stăteam mă așa bun. Ce facem, tovarășul Necula cu Rica Grădăcanu? Ce? E aproape corijent. Corijent, pionier corijent, tovarășul, tata, membru de partide, așa că mai... A făcut el ce a făcut, nu știu, a dat griste, erație, ce a făcut și m-a trecut clasa. A venit acasă, băi, credeam că-mi trage o bătaie, băi, vine la mine, avea vin, cu măitul ăsta, și punea mereu vin, că era ceferit și vine cu vin de la tătar. Și vine, hai, bea și tu, stăteam așa într-un colț și nu știam când mă ia, dar acum, pa, pa. Așteptam să mă ia și zice, hai, bea, dar eu, dacă zice tata, pa, hai, nu arăta, da. Poc, l-am dat pe treia. Bravo, vino să te pup. M-a pupat, nene, nu vinea să cred. Băi, nu știu cine dracu te-a învățat, a rezolvat treaba, am dat niște gâște, dar ai trecut clasa, gata. Dar ești pionier, tu ești pionier în cartier. Da, bă, și am scăpat fără bătaie atunci. Bravo, Mânearică. Bă, am avut tot așa că... Apropo, păi uite, da. Te iubește lumea, zice că ești delicios, că ești extraordinar. Asta e stilul. De-aia am fost și iubit. Și te întreabă cineva că îți mai aduce aminte de Petrică de la Flacăra Roșie. Pe acolo am început eu treaba. La Flacăra Roșie. La Calapoate, scoteam Calapoate. Da, eu asta te-am întrebat ceva mai devreme, da. Dar m-a evitat. Ți aduce aminte când ai fost la serbare la băiatul mata, că erai plecat în cantonamente, te vedea rar. Păi și când m-am dus acolo, pionier l-am luat, nu aveam nicio treabă. Toată lumea. Era mândru că erai celebru. Bun, n-ai bă, mă, ce n-ai bă, uite-l pe... Deci aude-l pe Rică, bă, și Rică. Și care-i treaba? Și tu cum ești celebru, te duci, când îl vezi pe la mic cu așa și toată lumea, pionier și ești, felicitări, parcă... Crește inima în tine. Îți face inima. Așa e al nostru, e copil. Și dacă n-ar fi, dar mai bine să fie mai deștept. Atunci a trimis o grămadă de lume poze cu mata de pe la mare. Trimit oamenii poze. Păi abia aștept să mă la mare. Că da, uite, era o poză mai devreme, am pierdut, erai mai eu roșu pe litoral, vara asta, a zis. Purta mai eu? Da. Înseamnă că era răcoare. Da. Lumea ce te invită mai des că ești un om deosebit și că e bine dispui pe oameni. E bine ai face, să știi, mai mă vede lumea că la Rapid, uite, apropo de Rapid, na, mă duc pe acolo, băi, nene, nu mă salută nimeni. Cum o să te duci la adică Rapid? Adică mă salută lumea, nu, adică și ăștia mici cu telefoanele, pac, se face poze, că îi spune... Părinții, uite, bă, ăsta a fost fotbal. Dar să zică ăștia conducători ăștia ai mei de pe acolo. Hai, mă, Nearică, vină și mă ta pe aici, mai tragi un șut, mai te uiți la ăla, cum se aruncă. Sunt... Mă, păi și de domnul Șucu? N-am vorbit, că nici o dată am vorbit cu el mai de mult și nu e nici, nu știu. Nici ai mei ăștia, sunt supărați, nu știu, că Nicolae, cred că e supărat, președintele, știi? Că o dată, după, ne-a dat, a jucat cu Petrolul și echipa a dat două autogoluri, nici aranjate nu era.
Adică ai noștri, am dat-o autorul pentru... Bă, și m-a luat de ei, bucuță, nu știu când era, jucam eu, care era boc, era specialistul la autogolul ăsta. Nu mi-a dat două goluri, bă, să pierde cu doi... Și ceartă, Nearică. Nearică, după publicitate revenim. A zis cineva, Măruță, revenim, când te joci cu jucările alea, căței mei se uită țintă la TV. Ia uite, așa. Când facem așa, se uită căței, ciucă. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, Nearică, după publicitate. Suntem aici. Da, da. Da, Nearică. Nearică, să știi că ai foarte multe mesaje de la oameni care te urmăresc și te plac foarte tare. Ai zis toată lumea că ești haios, că să vii mereu la emisiune, că e bine dispui pe oameni. Nearică, după sauna de luni, mergea la o cafea la Nea Vasile. La Vasile, uite, Burghiliu, Burghilan. Burghilan, Burghilan. Te cunoști toată lumea. Știi care e treaba? Ești cel mai bun al portar al țării. Nu mergeam, mă, ești o legendă. Să rămână, mersi. Mai ne auzim că nu... Să-l chem pe Nearică și pe Florin Piersic în același timp, zice cineva. Că ați avea multe povești de spus. Ce părere ai că Drăgușin a semnat cu Bayern München? Păi de-aia când l-am văzut pe Stanicul la tine aici, pe băiatul cu... Prima dată l-am văzut cu tot așa, a zis, măi, ăsta seamănă cu... Seamănă cu Drăgușin. Iordache, da. Seamănă cu... A semnat cu Bayern München? Foarte bine. Sau e negocierea. Ne bucurăm. Dar noștri români, ce eu te văd. Să mai auzi și noi, dar noștri. Foarte măcar frumos. Până fotbal. Iau, cineva zice, am făcut liceu Bolintineanu, fiind sportiv, acolo la terminat liceu și Nearică. Da. Ne-a povestit o doamnă profesoară o poveste cu Nearică, el făcând liceu cu vreo de ani înaintea mea, cum i-a pus o întrebare despre lecția de la ora respectivă. El stătea în ultima bancă, se ridica în picioare și în loc de răspuns zice, auziți, doamnă, dumneavoastră nu ați auzit de mine? Eu sunt portarul național de fotbal și dumneavoastră mă întrebați chestii de asta. Toată clasa a început să râde. Erai așa pe... Pe șmecherie, a? Păi, auzi, dacă vă dădeam de la întoarsă, că dacă nu știam răspunsul, de vrăjeală, pe zi, nu știți cine sunt eu, parcă nu mai pui. Nearică, uite, oamenii ne dau mingi semnate de dumneata pe unde ai fost. Ce, mă? O minge semnată de mata. E, nu ne mai băia, parcă. Iată, o minge semnată de Nearică. Și sunt multe, multe mesaje venite aici, poze cu dumneavoastră. Te iubește lumea, bă, Nearică, bă. Să vă pup și vă iubesc pe toți și vreau să mă iubiți și voi la fel ca mine. Și n-am de gând să mă las ușor așa. Toată lumea că am multe de povestitate, pe cuvânt. Nearică, te pupăm, te iubim și, te așteptăm oricând aici. Oricând te așteptăm. Gata. Să vii. Gata. Bine? Sunt aici. Al dumneavoastră, Rică Răducanu. Oameni buni, noi ne vedem mâine la ora... 3. 3 probleme ai avut și Nearică. La 15. Suntem aici în fața dumneavoastră. Până atunci vă așteptăm pe YouTube și noi. Vă așteptăm pe Instagram, pe Facebook. Vă așteptăm peste tot, Ciucă, pe toate rețelele. Pentru că rețelele. Și noi suntem peste tot. Suntem peste tot acasă. Peste tot acasă. Să se știe. Să se știe. Nearică, te pup, te iubesc, ai grijă de mata și numai bine. Să fii sănătos. Mâine la ora 3 ne vedem, oameni buni. Numai bine, seară faină.